Necoară, sunt director tehnic la compania CerSign, care se ocupă cu securitatea informațiilor. Experiența de 20 de ani nu e chiar în cyber security, e mai mult în information security, dar cum astea două sunt legate, să zicem că practic contează. În seara asta mi-am propus să vă dau câteva informații, probabil pe unele dintre ele mulți le știți, însă am zis că e bine să aflați unele care probabil de care nu v-ați lovit. În principiu, numai un pic, să mă obișnuiesc cu asta. Deci, în principiu, o să avem o discuție foarte scurtă despre forensics, ce înseamnă în linii mari acest concept, cum forensics-ul are legătură cu descoperirea informațiilor care sunt, nu știu, ascunse, greu de obținut, criptate. O să discutăm și despre conceptele de mascare a informațiilor. Deci începând de la cel basic, care înseamnă codificare, după aia mergem către steganografie, care este o mascare mai avansată față de codificare și, bineînțeles, ne ducem către criptare, care este, de fapt, o zonă în care nu e doar mascare de informație, este ascunsă de-a dreptul, dacă, bineînțeles, criptarea este efectuată cum trebuie. Deci astea o să fie câteva discuții teoretice și după aia o să intrăm să dau niște explicații pentru două exerciții care implică mai toate cele de mai sus, care au fost date la concursul ECSC, la European Cyber Security Challenge, la etapa de calificare, cât și, dacă nu mă înșel, unul dintre ele la etapa finală. Acum, numai un pic, am încurcat niște slide-uri. Ce înseamnă forensics? Forensics este un termen împrumutat din zona legală și împrumutat ca atare chiar din limba engleză. Da? El se referă în principiu la analiza științifică a dovezilor existente. A pornit de la analiza, de exemplu, probelor de dovezi fizice, da? Deci inclusiv cum e analiza ADN sau probe de identificare, de relevare a faptului că există sânge pe o anumită suprafață. Deci zona asta de criminalistică, da? Și bineînțeles că, având în vedere că au apărut și infracțiuni informatice, s-a extins și către zona de IT. Și acum, în IT, ne referim la date sau medii de stocare, depinde de forma în care sunt. Adică, de exemplu, IT forensics poate să fie inclusiv încercarea, tentativa, dacă e cu succes sau nu, asta depinde, de a obține informații dintr-un telefon blocat. Da? Deci asta este un proces prin care niște specialiști încearcă să ajungă la niște informații care consideră ei că sunt, pot face obiectul unei infracțiuni sau pot conduce la persoane care au legătură cu anumite cadre infracționale. Ok? Când se folosește forensics? Cazul de mai sus legat de criminalistică are legătură, să zicem, cu aspectul penal. Da? Deci, în momentul în care discutăm despre chestiuni juridice, deci cum am zis, infracțiuni, atunci avem o situație. Numai că mai avem situație de forensics în momentul în care, de exemplu, o companie suferă o pierdere de informații, da? Și în cadrul unui proces de cyber security, cyber incident, incident response, se prelevează urmele digitale, ca să zic așa,
astfel încât să se obțină trasabilitatea unor acțiuni. Să vedem, de exemplu, dacă un sistem a fost accesat. De unde a fost accesat? Sursa este cea reală, a fost mascată. Ce acțiuni s-au întreprins acolo? S-au șters fișiere, nu s-au șters. Au fost, de exemplu, în cazul unui ransomware cu criptarea datelor. Au fost datele, înainte să fie criptate, au fost extrase, s-au țintit anumite date. Toate aceste informații, practic, sunt necesare într-un proces de răspuns la incident pentru a identifica ce acțiune au făcut hackerii, să zicem. Da? Acest lucru este posibil, evident, în momentul în care se obține accesul la sistemele respective. Adică dacă, de exemplu, avem un sistem pe care s-a pus un ransomware și nici nu mai avem acces la el, adică a fost o criptare de genul total, nu prea mai avem ce să facem în zona asta. Deci o criptare corespunzătoare la nivel de date complet ne lasă fără acces inclusiv la loguri. Bun. Acum, care este rațiunea acestor operațiuni? Adică, de ce să facem noi data forensics? Pentru că informațiile, deci modul în care sunt stocate datele pe sistemele de calcul, permit ca în containere care sunt de un anumit tip, să existe date care nu sunt neapărat vizibile în momentul în care inspectăm respectivul container. Și o să vă dau exemple, de exemplu, la PDF. Deci, într-un fișier PDF, nu este neapărat ca ce ne prezintă un PDF viewer pe ecran să fie și ceea ce este în document în totalitate. Adică pot exista anumite informații care sunt fie ascunse în metadate, fie sunt scrise cu alb, adică practic invizibil, cum ar veni, fie efectiv modul în care e structurat fișierul PDF, faptul că există un dicționar, dicționarul respectiv conține informații despre tipurile de date care se află în document, documentul poate să aibă mai multe versiuni, atunci există posibilitatea, evident, ca într-una dintre aceste containere, într-unul dintre aceste containere, să existe informații care sunt ascunse și pe care doar cineva care știe unde să se uite, să zicem că ar putea să le vadă. Da? De exemplu, în cadrul documentelor de tip Word, există acele macrouri care tot așa pot face ca anumite secvențe din text să nu fie vizibile și în momentul în care citești un document, pare complet inofensiv, dai un ok, accepti, nu știu, să zicem, termenii din documentul respectiv, de fapt ok-ul să fie inclus și alți termeni pe care tu nu i-ai vizualizat la momentul la care ai dat respectivul ok. Medii de stocare. Deci acum putem să discutăm despre stocare pe aproape orice, adică telefoane, microSD, carduri, discuri externe, aproape orice. Da? Tentativa uzual este ca în momentul în care se șterge un asemenea mediu de stocare, e să se folosească, nu știu, un algoritm prin care, prin scriere succesivă, de mai multe ori, se asigură că nu mai există informația care a fost pe respectivul mediu, astfel încât să poată fi imposibil de recuperat de cineva care, să zicem, că ar putea intra în posesia mediului respectiv mai târziu. Nu sunt, adică, ok, să zicem că majoritatea pot să-și pună problema ștergerii unui mediu de calcul. Adică, ok,
am niște informații pe disc care le consider că sunt confidențiale și în momentul în care mă apuc să șterg discul, să șterg informația respectivă, utilizez un algoritm de ștergere care mă asigură că informația aia a fost suprascrisă cu succes. Aici avem o notă, ca să zic așa. Odată cu apariția storage-urilor de tip SSD, deci aceste flash-uri, mecanismele de relocare a sectoarelor care nu mai pot fi utilizate permit ca în momentul în care se scrie, deși teoretic se scrie în același loc, practic, transparent pentru mediul care face scrierea, se scrie în alt bloc de tranzistori. Și informația, deși nu mai poate fi accesată la nivel de bloc, cum era accesabilă inițial, ea există și rămâne acolo și poate fi extrasă, bineînțeles, prin alte procedee decât citirea normală prin protocolul, prin mediul SATA. Deci se poate ajunge la ea efectiv cu chipul, se desprinde acolo chipul și se citește ce conține respectivul tranzistor. Aici este, să zicem, călcâiul lui Ahile în ceea ce privește ștergerea securizată a mediilor. În momentul în care discutăm despre asemenea medii, despre SSD-uri, ștergerea nu mai acoperă practic informațiile care au fost acolo. Mai avem și situația în care, de exemplu, la o anumită uzură, efectiv informațiile rămân acolo arse pentru totdeauna. Deci ele există în format read-only. Și singurul mod în care practic asemenea medii pot fi distruse e prin distrugerea fizică a chipului respectiv. Și ajungem la zona, să zicem, de teorie un pic mai aplicată. După cum am zis la început, avem trei mecanisme de bază prin care datele pot fi ascunse. Codificarea, care este ceva extrem de simplu, este chiar utilizată zi de zi, deci fără a fi în sine un mecanism de ascundere, este utilizat pentru a translata, de exemplu, din formatul pe care îl citim noi literele, în formatul pe care îl înțelege computerul. Adică ajungem de la o literă pe care înțelegem noi la un format binar. Steganografia, după cum am zis, un mecanism de ascundere a unui mesaj sau a unui set de date în cadrul altui mesaj sau altui set de date. Și, bineînțeles, criptografia, care este o știință privind securizarea comunicațiilor, autenticitate, sunt mai multe aspecte. Ok? Acum, în ceea ce privește codificarea. Deci, definiția pe simplu ar fi așa, un mecanism prin care un set de date capătă altă formă. Da? După cum am zis mai devreme, un sistem de calcul codifică totul în sistem binar. Adică în momentul în care eu vreau să stochez în memorie aceste litere pe care le-am scris aici, ele ajung ca să fie stocate sub formă de 1 și 0 în tranzistor în memorie. Ideea e că ele sunt stocate așa și pentru că în acest mod pot fi manipulate. Adică în cadrul unui sistem de calcul este utilizat mai mult decât doar a stoca și a aduce înapoi o anumită informație. Deci noi trebuie să facem acolo niște operațiuni pe niște date. Și cel mai simplu pentru un computer e să le manipuleze în format binar, efectiv, în care operațiunile sunt foarte simple și ajungem la, prin procedee matematice, evident, ajungem la rezultatele care ne interesează. Acum, deci aici putem să discutăm de codificarea în sistem binar sau, de exemplu, în momentul în care discutăm de programare, poate fi codificarea în sistem hexadecimal. De obicei, sistemul zecimal e doar ca să îl înțelegem noi, deci în termenii ăștia de calculatoare, computere, sistemul zecimal e doar să înțelegem noi valorile respective,
calculatorul mai curând lucrează cu valori în hex și în binary. De ce e important? E important pentru că, de exemplu, o valoare de tipul, nu știu, 7, să zicem, valoarea 7, da? Ea este codificată într-un anumit fel binar, într-un anumit fel hex și într-un anumit fel decimal. În momentul în care trebuie să fie transferată dintr-o parte în alta, și bineînțeles transferul ăsta implică un format vizibil, ajungem la codificări suplimentare. Deci cele mai să zicem întâlnite codificări suplimentare sunt Base64 și URL encoding. URL encoding înseamnă că vrem să transferăm, de exemplu, un set de informații într-un GET către o aplicație pe un server web. Și bineînțeles, dacă informația aia conține caractere care ar putea însemna, nu știu, terminatori sau caractere care nu sunt permise în setul de HTTP, atunci trebuie să facem acest URL encoding. De exemplu, dacă avem un XML în care apar acele semne mai mic, mai mare, acelea trebuie încodate deoarece nu vor putea fi transferate ca atare către un website. Base64, pe de altă parte, este o codificare foarte rezistentă la transmiterea prin aproape orice fel de mediu și este utilizată în mod predominant în partea de criptografie. Criptografia are caracteristic criptografiei e ca tipul de caractere care ies dintr-o criptare să aibă o entropie cât mai mare. Adică este posibil să fie absolut toate caracterele din setul de, să zicem, dacă ne limităm la ASCII, cele 256 de valori pot fi absolut toate. Deci aici intervine B64 care cu prețul unei creșteri în dimensiune ne asigură că informațiile ajung de colo-colo fără să fi fost alterate. Acum, discutăm despre codificare exact în sensul în care vrem să vedem ce informații sunt acolo. Da? Adică avem nevoia să ca informațiile pe care vrem să le plimbăm dintr-o parte în alta să le putem lua cu copy-paste, de exemplu, sau să le vedem în hex ca să putem să le facem o transformare în afara mediului în care sunt. Deci discutăm doar despre transformări simple și nu avem nevoie de tehnici avansate să ne dăm seama ce conține o anumită codificare. Da? Și acum o mică provocare. Deci, în mesajul de mai jos este un text pe care sunt curios dacă puteți să-l decodificați. O să las un pic pe ecran imaginea. Deci, mesajul conține, adică nu conține niciun fel de criptografie, pur și simplu este vorba despre codificare, după cum am prezentat mai devreme. Deci ne gândim acolo cum reprezintă calculatorul informațiile. Cred că aș putea să-l pun în chat. Nu știu dacă pot să-l iau. Pot. Pentru cine este interesat, evident. Mai departe. Steganografia. Da? Deci steganografia este tehnica de a ascunde un mesaj sau un set de date
în cadrul altui mesaj sau set de date. De principiu, lucrurile astea se întâmplau pe imagini și, și în momentul ăsta imaginile sunt cele mai inofensive purtătoare de date. Evident, nu este neapărat ca o imagine să poarte date ascunse, dar în momentul în care imaginile, să zicem, nu sunt legate neapărat de subiectul pe care îl investigăm sau ne dăm seama că singurele informații care au fost transferate de colo-colo au fost niște imagini, putem să suspectăm că într-una dintre imaginile respective ar putea exista informații care să fie de interes pentru noi. Da? Acum, deoarece datele care sunt stocate într-o imagine sunt evident în același format cu imaginea, deci practic discutăm despre conținut binar, asta înseamnă că mesajul, deci mesajul care îl putem ascunde, îl putem ascunde în imaginea respectivă, poate să fie un mesaj, un text în clar, deci poate să fie un nu știu, caractere din ODOASCII, poate să fie un mesaj codificat, da? Sau putem să discutăm chiar despre criptare, pentru că, după cum am spus, deci criptarea balează prin tot setul de ASCII, numai că chiar și în imagine fiind conținut binar, nu este nicio problemă să stocăm informația binară. Important este să putem să o recuperăm și să o putem să recuperăm integral. Și acum, combinația între steganografie, da, și criptografie este extrem de dificil de identificat. De ce? Pentru că, după cum am spus, în criptografie, entropia este extrem de mare. Deci nu ne putem da seama din conținutul binar al unui fișier de tip PNG sau, nu știu, JPEG, care e un conținut criptat, de faptul că este purtător a unui conținut care nu este inteligibil. Adică dacă, de exemplu, am vedea că la fiecare octet, ultimul bit, dacă îl citim, conține, nu știu, începe să conțină caractere de tip text, atunci putem să ne dăm seama că e un mesaj. Dar în momentul în care discutăm despre un mesaj criptat, atunci conține, arată absolut la fel ca și celelalți octeți. Adică nu e absolut nicio diferență, nimic inteligibil. Și atunci este foarte greu de identificat dacă avem conținut criptat într-un, nu știu, o imagine, într-un film, chiar într-un fișier audio. Da? Deci cu cât un set de date, fișier partiție este mai mare și bineînțeles că discutăm despre set de date, date care au conținut, adică nu o partiție goală sau un fișier care conține text. Discutăm despre medii din acesta, adică media, video, audio, imagini. Deci cu cât e mai mare, cu atât e mai ușor de ascuns informație în conținut, mai ales dacă e puține informații. Adică se poate ascunde informație fie în fiecare octet, fie la fiecare, nu știu, doilea octet, fiecare al zecelea octet. Ideea e că pentru cel care recepționează informație, este destul de simplu, pentru că el știe unde să uite. Pentru cel care face forensics, este extrem de complicat, pentru că nu are nicio informație despre unde ar putea fi informația respectivă localizată. Și mai rău de atât, fiind stocată binar, nu are șanse, fără hinturi suplimentare, să găsească ce conține respectiva informație. Acum, deci fișierele care implică media, cum am zis, video, pot asculta foarte multe informații și
cel mai important aici este că detectarea unei modificări, deci practic faptul că adăugăm noi niște informații într-un wave, da, ține de ureche, de percepție. Deci dacă eu ascult o melodie și eu nu-mi dau seama, pentru că informația care a fost adăugată a fost atât de puțină încât să nu altereze, să zicem, în mod semnificativ sursa, atunci eu nu o să pot să-mi dau seama din auz. Sau în momentul în care văd o imagine, la fel. Nu, deci nu o să percep dacă, să zicem, culoarea sunt, o imagine are, hai să zicem, 65.000 de culori, că e destul. Deci dacă se duce un pic în jos o nuanță, deci cu un bit, nu o să percepem faptul că două poze sunt diferite. Sau poate că o să o percepem doar dacă avem un ochi foarte bun, le punem una lângă alta. În general, lucrurile astea se fac prin analiza datelor care sunt efectiv stocate acolo. Și în cazul unui fișier audio, se compară practic informația transformată într-un soi de audiogramă. Acum, am pus aici, deci în zona de deci în zona de steganografie, la adresa asta, o să o pun și pe asta în chat, găsiți niște resurse destul de interesante. Nu știu, e posibil să mai fi avut asta dată. Și, din nou, aici vă dau un mesaj. Este un fișier WAVE care are o codificare în el. Sunt curios ce mesaj găsiți, dacă găsiți ceva în el. Mai departe. Criptografia. Ce este criptografia? Este știința care se ocupă cu transmiterea de mesaje securizate între două sau mai multe părți. Da? Ce e important e că mediul prin care respectivele mesaje sunt transmise sunt accesibile adversarilor. Da? Deci nu există un canal complet securizat și, drept urmare, mesajele ca atare trebuie să fie securizate. Da? Acum, zilele noastre, criptarea, da, criptografia în general, se bazează pe teorii matematice, da, care sunt construite pe ipoteze privind posibilități realiste de a avea acces la date. Da, adică, să zicem, dacă folosim un algoritm de tip 3DS, în mod realist, algoritmul este susceptibil la atacuri. Da? Deci dacă sunt niște probleme cu cheile, atunci informațiile din informațiile care sunt acolo. Ok. Deci cineva a găsit în WAVE imediat. Bun. Deci informațiile care sunt în sunt, să zicem, criptate, nu au nevoie de o putere de calcul extraordinară. Dar dacă mergem la un algoritm de tip OAS, da? Un AS256, atunci respectivul algoritm cu puterea de calcul din zilele noastre, dacă nu se cunoaște cheia, și, bineînțeles, mecanismele de generare ale cheii sunt corecte, atunci este, să zicem, imposibil de spart cu resursele actuale. Lucru care s-ar putea să nu fie valabil peste, nu știu, 15 ani, să zicem. Da? Adică, cel puțin în zona de, nu știu cât, o să ajungem și aici, dar în zona de algoritmi asimetrici, deci algoritmul RSA, pe măsură ce crește puterea de calcul, trebuie să mărim lungimea cheii. De ce se întâmplă asta? Pentru că se bazează pe
capabilitățile computerelor de a factoriza întregi. Da? Deci el se bazează pe o schemă matematică în care sunt două numere prime foarte mari și factorizarea întregilor este un proces care este foarte consumator din punct de vedere computațional. Ori, pe măsură ce devin calculatoarele mult mai puternice, adică procesoare, inclusiv dacă discutăm acum despre zona de quantum computing, în același rid, algoritmii devin, adică anumiți algoritmi devin deprecated și le iau locul alții, bineînțeles. Da? Acum, de exemplu, pentru zona de hashing. Deci, la un moment dat, MD5-ul era un algoritm care era considerat suficient de secure pentru a stoca, de exemplu, parolele sub acel format. Evident că în momentul în care puterea de calcul a devenit foarte mare și s-a putut face ceva de genul hash table, algoritmul a devenit, de spațiu fiind foarte mic, algoritmul a devenit deprecated și, bineînțeles, SHA-ul nu a fost considerat secure până în momentul în care și acesta a devenit deprecated. Ok, o secundă. Acum se lucrează, de exemplu, pentru algoritmul de hashing la SHA-2 și SHA-2 este de fapt algoritm de hashing, dar a apărut inclusiv SHA-3, care tot un algoritm pe aceeași lungime de biți ca SHA-2 este, doar că îl face mai puțin vulnerabil la atacuri și e mult mai rapid. Deci, se lucrează în continuu la algoritm, da? Nu există, ok, avem ceva secure, ne bazăm pe asta. Nu există așa ceva, pentru că știm că mâine, poimine, poate să apară o situație în care o vulnerabilitate a algoritmului ne poate lăsa pe toți cu algoritmul respectiv cracked și nu avem cu ce să-l înlocuim. Da? Criptografia, cum a plecat ea la drum, inițial avea în vedere doar confidențialitatea informațiilor. Deci avem niște informații și trebuie să ajungă în mod, să zicem, securizat, să nu știe altcineva ce scrie acolo, să ajungă la recipientul intenționat, intended. Da? Ei, algoritmii curenți, adică practic în momentul în care am ajuns în zona de criptare simetrică, criptare asimetrică, putem să atingem subiecte cum sunt integritatea sau autenticitatea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e ok că eu trimit un mesaj criptat către, nu știu, un recipient. Este în regulă, recipientul poate să-l decripteze, nu e nicio problemă. Însă, el nu e sigur, nu are cum să fie sigur că mesajul a venit de la mine. În primă fază, evident. Deci, informația pe care o primește, dacă, de exemplu, este un, nu știu, deci pe baza mesajului securizat, trebuie să fac o acțiune, este indicat ca recipientul să fie sigur că informația a venit de la cine trebuia să vină. Faptul că se bazează pe teoria că doar eu aș fi putut cripta, de exemplu, respectivul mesaj, nu este suficient. De asemenea, după cum s-a și dovedit prin anumite tipuri de algoritmi, de exemplu, în implementări de AES, prin AES-CBC, are o vulnerabilitate prin care se poate face alterarea mesajului criptat, astfel încât acesta să fie în continuare corect, decriptarea este corectă, însă poate fi modificat complet sensul, bineînțeles, nu e atât de simplu, dar există această posibilitate. Și asta înseamnă că, deși am primit un mesaj teoretic corect, el a fost de fapt alterat. Și ceea ce am recepționat și trebuie să fac eu nu este de fapt în regulă. Da?
Și aici intervin subiectele de care vorbesc, integritatea și autenticitatea. Noi trebuie să ne asigurăm de fapt că mesajul nu a fost alterat, adică așa cum a plecat de la cel care l-a trimis, așa a ajuns la noi. Și bineînțeles, este autentic. Există mecanisme de acest tip, de a asigura integritatea și autenticitatea, chiar pe algoritmi simetrici, în zona de AES. Ok. Criptografia asimetrică. Posibil să știți despre ea. Denumirea sub care e cunoscută cel mai mult este criptografia chei publice. Marele avantaj acestui tip de criptografie este că două persoane nu este nevoie să interacționeze în mod direct pentru a schimba date în mod securizat. Acest lucru se poate întâmpla datorită conceptului de trusted third party, terț de încredere. Deci eu, dacă vreau să comunic cu cineva, să zicem, din Statele Unite, apelăm amândoi la un terț de încredere care poate să fie, nu știu, Amazon sau un CEA, nu știu, Global Sign, cineva, oricum nu contează, care ne poate asigura generarea unui material criptografic și, evident, asigură identificarea părților. Deci mă identifică și pe mine, mă identifică și pe respectivul din Statele Unite, fără noi să interacționăm altfel decât online. Da? Și acest third party publică cheile noastre publice. Cheile noastre publice, în momentul acela, devin ca niște adrese digitale. Deci dacă cineva vrea să-mi trimită mie ceva, prin intermediul respectivei chei publice, poate să facă o criptare asimetrică, da? Și la care criptarea asimetrică nu voi avea acces decât eu. Pentru că ce înseamnă asimetric? Înseamnă că folosim o cheie pentru criptare și o altă cheie pentru decriptare. Deci în momentul în care primim o informație, adică criptăm o informație cheia publică, nimeni altcineva care nu are cheia privată și aceea e la mine, nu poate decripta respectivul conținut. Da? Acum, un use case tot legat de securitate este semnătura electronică. Da? Deci ce înseamnă semnătura electronică? Semnătura electronică autentifică, să zicem, originatorul, senderul unui mesaj. Cum se face asta? Eu, dacă vreau să trimit un mesaj, eu am acces la cheia mea privată și prin intermediul unei operațiuni criptografice pot să leg datele, practic, să creez o legătură între datele pe care le trimit și cheia mea privată. E, această legătură se numește semnătură. În momentul în care un document apare cu semnătura mea, să zicem, nu știu, undeva, oricine are acces la cheia mea publică, prin același mecanism criptografic, deci practic aceste două chei publice și private sunt legate între ele prin niște mecanisme criptografice, astfel încât eu cu cheia publică pot verifica faptul că documentul respectiv a plecat de la cine are cheia privată. Deci ajungem la conceptul de care am discutat mai devreme, care asigură autenticitatea. O altă caracteristică este că asigură și integritatea, deoarece aceste mecanisme de tip calcule criptografice, chei publice, chei private, nu funcționează decât dacă mesajul nu a fost alterat. Deci ele funcționează în principiu bazate pe algoritmi de tip hashing pentru a îmbunătăți viteza și pe algoritmul criptografic de tip asimetric pentru a asigura confidențialitate, autenticitate, integritate. Da? Dar este dezavantajos din punct de vedere al vitezei. Deci o semnătură RSA, de exemplu, făcută chiar pe un calculator foarte bun, durează de ordinul
sute de milisecunde, poate zeci, da? Depinde de lungimea cheii, dar este o operațiune care durează foarte mult. Verificarea durează mai puțin, dar oricum problema este viteza. A, deci dacă trebuie să transmitem niște informații foarte mult, foarte mari, de dimensiuni mari, criptate cuiva, și vrem să folosim criptografia asimetrică, mai bine ne apucăm de altceva. Și atunci trecem la zona de criptografie simetrică, care folosește aceeași cheie pentru criptare și decriptare. Da? Avem trebuie să avem asta, cum se cheamă, condiția ca cheia să fie secretă și doar emitentul și recipientul mesajului să o știe. Și aici apare provocarea despre care discutam mai devreme cu Trusted Third Party, în care în acest moment cheia trebuie transmisă între participanți la comunicație. Deci ori trebuie să ne vedem, ori trebuie să folosim un mediu prin care respectiva cheie trebuie să ajungă de colo-colo. Cea mai mare provocare însă, și este foarte greu de administrat, este managementul cheilor în contextul în care mai mulți utilizatori comunică cu mai mulți utilizatori, în care, să zicem, avem un grup și trimite un mesaj la tot grupul. Asta înseamnă că toți oamenii din grupul respectiv au aceeași cheie ca să poată să decripteze. Dar asta înseamnă că eu nu pot să folosesc cheia respectivă să trimit ceva criptat doar pentru unul dintre utilizatorii respectivi. Și asta înseamnă că trebuie să definesc chei distincte pentru un recipient sau pentru trei sau oricum. În momentul în care avem de la 4 la 5, 4-5 utilizatori în sus, deja e un coșmar. Da? Și aici intervine criptarea hibridă, da? În care obținem viteza pe care ne dă criptografia simetrică, da? Doar că transmiterea cheii simetrice, acestei chei secrete, se face prin criptografie asimetrică. Ce obținem prin criptografie hibridă? Deci, viteză, în primul rând. Deci dacă avem decriptat un fișier care are, să zicem, nu știu, 100 de mega, atunci transmiterea, criptarea respectivă durează, dacă, de exemplu, procesorul are și extensii de AES și toate astea, durează extrem de puțin. Adică putem să discutăm în termen de secunde. Da? Doar că trebuie să folosim niște mecanisme standardizate de tip container și cheia respectivă cu care facem criptarea simetrică să o împachetăm împreună cu mesajul criptat, astfel încât să fie transmisă către recipient. Criptografie hibridă, ce este important e ca cheia simetrică să fie generată. De obicei, asta se generează automat, este o cheie unică per criptare. Mă rog, în mod uzual, așa ar trebui să fie. Da? Este o cheie unică per criptare și se generează o cheie simetrică, da? Cu care se face un ciphertext. Deci, practic, se criptează mesajul pe care vrem să-l trimitem. Și cheia este criptată asimetric cu cheia publică a celui care va primi mesajul. Mesajul criptat, ciphertextul, plus cheia simetrică criptată pentru Alice, în cazul nostru, da? Ajung la Alice, care cu cheia ei privată decriptează cheia simetrică, pe care după aceea o folosește ca să decripteze ciphertextul și să obține mesajul în plain text. Bineînțeles, authenticated encryption din perspectiva asta înseamnă, pentru mine e suficient, de exemplu, ASGCM pentru a face o criptare autentificată. Da? Și prin acest mecanism pot să transmit date fără ca eu să mă întâlnesc cu Alice, în condițiile în care amândoi am fost la un trusted third party, după cum am zis. Da?
Cum am precizat? Deci ce este important e ca pentru fiecare mesaj să fie generată o cheie simetrică, astfel încât să nu existe riscul ca la un moment dat, să zicem, mediul de transmitere asigură că ciphertextul, adică practic ciphertextul circulă prin mediul de transmitere așa cum ar circula și dacă nu am avea câte ori ar fi hibridă. Și pentru a nu avea posibilitatea, să zicem, de a stoca mesajele și dacă odată ajung la cheia respectivă să pot să le decriptez pe toate, și pentru că nu am nevoia asta de a împărtăși cheia secretă, ci pot să folosesc de fiecare dată altă cheie, atunci pentru fiecare criptare trebuie generată o cheie nouă. Este foarte important ca în momentul în care se generează chei să se folosească un generator de numere aleatoare corespunzător. Există, de exemplu, pentru criptarea simetrică password base, există algoritmi prin care, prin intermediul unui salt și a unei parole, se generează o cheie cu foarte multe runde, astfel încât să se asigure entropie suficient de mare pentru o asemenea cheie. Numai că acolo lucrul ăsta este necesar pentru că trebuie să decriptezi conținutul cu o parolă. În momentul în care facem transmitere de cheie secretă criptată, atunci efectiv este irelevant cum se ajunge la cheia aia simetrică. Ce este relevant e să fie foarte bine distribuită din punct de vedere entropie. Adică cu un chiar și cu un pseudo-random generator bun, dar să fie suficient de ok. Da? Și evident toate informațiile astea asigură transferul dintr-o parte în alta în mod securizat, fără nicio problemă între cei doi care comunică. Sau doi sau mai mulți. Avantajul aici cu criptografia hibridă, să zic așa, este că eu pot trimite, de exemplu, mesajul ăsta criptat către 4-5 oameni care, a căror cheie publică o am și, bineînțeles, mâine, dacă trimit doar la 3 și eu nu am schimbat nimic, sunt aceleași chei publice, dacă am folosit o cheie nouă, al patrulea nu are cum să aibă acces la informația transmisă pentru că nu poate să decripteze noua cheie. Da? Ok. Acum, deci o să avem niște întrebări aici. Cum puteți să ascundem o informație într-o poză? Să dăm aici un link-ul de la resursele pentru steganografie. Ok. Bun. Link-ul o să-l pun aici imediat. Cum putem să ascundem informații într-o poză? Deci aici o să trecem prin subiectul următor și o să vedeți exact cum se face ca o poză să aibă anumite informații. Și asta cu pot combina puterea a două calculatoare într-unul. Deci aici este un răspuns, să zicem, da. De exemplu, dacă vrem să facem un password crack pentru un, să zicem, o dimensiune cunoscută. Da? Deci, de exemplu, dacă avem o parolă care are 8 caractere, putem să facem deci putem să facem astfel încât ca unul dintre calculatoare să trimită
De exemplu, la unul dintre calculatoare cracking-ul să se facă pe o jumătate de spațiu de descoperit parole și cealaltă jumătate să fie pe alt calculator. Dar altfel, din cunoștințele mele, nu pot să pun la lucru două calculatoare care să facă aceeași chestie. E posibil în sensul în care, să zicem, avem aceste tehnologii de tip blockchain în care se face mining, și, dar sunt niște algoritmi foarte specifice, adică n-aș generaliza în zona de criptografie lucrul ăsta. Eu nu pun, adică nu pun prin putere de calcul complexă, mă refer la faptul că dacă se dă, de exemplu, o cheie AES256 și un ciphertext, în momentul ăsta durează nu știu câte mii de ani ca să ajungi la textul respectiv, la clear text. Prin asta înțeleg eu o putere computațională mare și care e suficient de, să zicem, protejată de atacuri. Bun. Să trecem mai departe. Aici am luat opa. Mă scuzați un pic. S-a stricat ceva la prezentare, așa că o să mergem pe PDF mai departe. Deci am luat un exercițiu practic. El se găsește pe CyberEdu. Implică două tehnici din ce am discutat până acum. Steganografie și criptografie. Da? Se dau două fișiere cu denumirile de aici. Deci gnd.tpa și qnf.lei. Și mesajul este că un filtru a trigărat că există o informație ascunsă într-unul dintre fișiere. Da? Deci, mă rog, ele erau împachetate într-o arhivă zip. Acum, ce trebuie să la ce ne uităm? Adică partea de forensic, în primul rând. Deschidem, să zicem, fișierul TPA, da? Și putem vedea de la început că este de fapt un fișier de tip PNG. După header ne dăm seama că e PNG. Dacă îl deschidem cu un utilitar care afișează imagini, imediat observăm că e de fapt, într-adevăr, un fișier și ne spune că am găsit o cheie. Acum, probabil că în webinariile pe care le-ați făcut acum ați trecut prin toate utilitarele astea de umblat prin conținut binar. Eu nu le știu pe toate. Din perspectiva mea, adică eu sunt mai mult orientat pe zona asta de criptografie în principiu asimetrică, dar și cu zona asimetrică, și mie îmi place, de exemplu, să mă uit la fișiere mai mult decât să mă bazez pe aplicații care
Mă rog, sunt mult mai eficiente lucrul ăsta, dar e chestie de preferință. Binoc, da? Stă să uită într-un document și ne dă informații despre ce a găsit el în respectivul document. Da? Ce putem să vedem în fișierul de tip PNG? În fișierul de tip PNG, în afară de faptul că ne zice că a găsit o imagine, care e plauzibil, am determinat, am și văzut-o, ne zice că a găsit și o arhivă, da, care are și un nume foarte interesant, container.p12. P12 este un format, pe care PKC12 se numește, este un format în care sunt stocate materiale criptografice, în principiu. Rulăm și pe celălalt fișier, însă pe celălalt fișier nu identifică absolut nimic. Ceea ce înseamnă e că respectivul fișier are ceva ascuns. Acum, ce ar putea să fie ascuns? Ar putea fi ascuns faptul că denumirile fișierelor ne dau un hint despre o posibilă codificare. Și dacă vedem că gand.tpa se poate transforma în data.png, da? Deci printr-o anagramă în care schimbăm anumiți octeți, deci poziția anumitor octeți, vedem că la cel de-al doilea fișier obținem un file.nc. File.nc ne sugerează un conținut criptat. Da? Acum, Binwalk în principiu recunoaște și conținut criptat, dar depinde de criptografia care este folosită și, bineînțeles, nu știe exact ce fel de criptare este. Însă, dacă folosim aceeași anagramare pentru octeții din fișierul file.nc, deci pentru că nu am identificat nimic, în momentul în care folosim aceeași criptare pentru file.nc, observăm că Binwalk ne aduce la cunoștință că a găsit ceva, o cheie privată, spune el. Da? Acesta este un conținut criptat. În principiu, a găsit niște un format care se numește criptat, da? Și aici în zona de criptografie, ASN1, Abstract Syntax Notation 1, este practic mecanismul prin care se stochează date structurat. Deci date binare în format structurat. Și este unul dintre cele mai utilizate scule, cel puțin de mine și colegii mei, în momentul în care inspectăm un fișier, fie el semnat, criptat, de ce fel o fi. Da? Ce face această această notație, ca să zic așa? Deoarece, după cum am spus, criptografia duce la conținut binar, care de fapt are acoperire în toți octeții din caracter set, din setul ASCII, este nevoie să știm, de exemplu, pentru o secvență de octeți, să zicem de 6 octeți, ce e acolo, ce reprezintă acei 6 octeți. Și apare această codificare, ea e caracterizată în principiu prin ceea ce se numește tag length and value, în care se specifică tipul de date, codificată 1 sau 2 octeți, lungimea datelor, tot la fel codificată pe 1 sau 2 octeți, și după aia datele efective. Da? Deci asta este un subset al ASN1 care se numește Distinguished Encoding Rules. Aceste date, fiind binare, ele, de exemplu, pot fi trimise pe mail într-un format B64, chiar în conținutul mailului. Deci, la asta ne ajută B64, ca să luăm datele în format binar și să le putem transmite efectiv text către un terț. Dacă ne uităm cu un ASN1 viewer
la fișierul respectiv pe care ni l-a identificat ca fiind o cheie privată BinWalk, putem să vedem că de fapt este o structură de tipul enveloped data. Enveloped data înseamnă criptografie asimetrică. Da? Deci aici este o informație criptată. Putem vedea certificatul cu care a fost certificatul cu care a fost efectuată respectiva criptare, da? Și bineînțeles rezultatul criptării. Pentru date, mai departe, se poate vedea aici, s-a folosit AES256CBC. Deci, avem un exemplu clar de un fișier care este purtător de criptografie hibridă, da? Și simetrică și asimetrică. Da? Acum, ca să putem să decriptăm, după cum am zis mai devreme, de ce avem nevoie? Avem nevoie să ajungem la cheia asimetrică. Ca să putem să ajungem la cheia asimetrică, ne trebuie o cheie asimetrică. Cheia asimetrică nu ne poate. Cheia asimetrică trebuie să o determinăm, să vedem unde este, deoarece o asemenea criptografie nu putem să. Deci, într-o asemenea criptografie hibridă, nu putem să utilizăm o parolă și să facem decriptare cu o parolă. Deci aici ne trebuie o cheie. Ori, pentru a ajunge la cheie, ne întoarcem la acel PKC12 container. Da? Numele fișierului din arhivă apare sub denumirea container.p12. Și un element foarte important e că dacă, de exemplu, în situația noastră, pentru fișierul de tip PNG, header-ul fișierului este la început, da? Deci structura de date a fișierului PNG se bazează pe primii octeți. În cadrul fișierilor de tip arhivă zip, structura fișierului și informații sunt la sfârșitul fișierului. Deci avem odată o imagine la final, adăugăm un zip. Deci doar prin alipirea a două fișiere, deci zip plus PNG, și am obținut o informație ascunsă în PNG, deși nu e în zona vizibilă, deci nu este pe biții de PNG, ci este efectiv adăugată la sfârșit. Da, extensia de P12, după cum am zis, este criptografia asimetrică. Acolo avem o cheie privată, un certificat, una sau mai multe, pentru că poate să fie și certificatul de CA și certificatul de utilizator. Cert e că un asemenea container este de obicei protejat de o parolă, în majoritatea cazurilor. Deci pot fi situații, se pot face pe 12 și fără parolă, dar nu recomandăm asta. Cert e că deci ajungem la fișierul pe 12 din arhivă și în imaginea PNG de la început, bear with me, deci aici avem această parolă, DQ2 Bun, această parolă o folosim ca să decriptăm cheia privată din fișierul container.p12. Asta se face extrem de simplu, deci aici sunt două comenzi în care primesc containerul în format PKC12 și îl export în format PEM. Format PEM înseamnă că nu protejez cheia privată cu nimic. Da? Deci pot să o las efectiv cheia privată în clar. Și folosind utilitarul SMIME, tot de la OpenSSL, cu cheia privată și cu fișierul respectiv, ajungem la rezultatul care ne interesează, care este respectivul flag în contextul exercițiului nostru. Da? Ok. No. Ce concluzie avem? Că am avut o codificare, da? Deci acea anagramă e un fel de codificare. Deci am modificat practic structura fișierului, celui de-al doilea fișier,
bazându-ne pe o anagramă și am învârtit octeții între ei. Deci nu am schimbat conținutul lor, doar i-am învârtit între ei. Da? În afară de asta, toți algoritmii utilizați sunt de tip public, deci nu am ascuns informație, după cum am zis, în biții PNG-ului, deci nu am făcut steganografie în sensul adevărat al cuvântului, ci pur și simplu am adăugat o informație la finalul fișierului respectiv și evident restul sunt cunoștințe de tip basic din zona de cripto. Și, opa, scuze, exercițiul 2. Tot așa, deci exercițiul 2 este un pic mai complex. Enunțul este că a fost interceptat un stick USB ce conține un material clasificat și un cod. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem o imagine a unui disc. Da? Aici, numai un moment... Deci, nu, mai bine. Avem un IMG. Stați să... Avem un image.img, deci documentul ăsta de aici, da? Care putem să-l montăm cu orice... nu cred că-l vedeți. Stai. Ok. Deci avem fișierul ăsta, image.img, care este un disk image. Da? Eu aici sunt pe un Mac, probabil că v-ați dat seama, și l-am montat cu disk mounter-ul de Mac, dar în principiu merge cu orice în Kali, de exemplu, merge cu mount direct. În momentul în care montăm respectivul disk, vedem că, respectiva imagine, vedem că avem aici mai multe fișiere. Deci avem, stai să dăm colons. Da? Ne uităm că avem niște imagini, niște PNG-uri. Deci, dacă trecem frumos prin ele, toate conțin informații, sunt ce par să trebuiască să fie. Deci din perspectiva asta nu ne dă nimic de gândit. Dacă rulăm binwalk pe fișierul respectiv, și numai un pic. Deci ce ne spune Binwalk? Ne spune că a găsit practic imaginile care ne interesează pe noi. Mai sunt și alte date pe acolo. Mac-ul are obiceiul să scrie fișiere în diverse locuri. Ne spune însă că a găsit și un PEM certificate pe undeva. Durează un pic.
Durează un pic cam mult. Ok, ne întoarcem la prezentare până una alta. Deci, ne spune Binoc că a găsit la offset-ul ăsta de aici, la nu știu cât e exact, 500 de milioane 33, o cheie privată în format DER. Dacă ne amintim de la exercițiul anterior, la fel a zis și de conținutul criptat, privind, deci acel fișier criptat care era de fapt o anvelopă pe KCS7. Da? Deci practic aveam o criptare asimetrică peste o criptare simetrică. Deci ceea ce ne face pe noi să credem că în respectiva zonă avem ceva criptografic, care poate fi conținut criptat, da? Sau efectiv poate să fie și o cheie privată, depinde. În momentul în care ne inspectăm cu ASN1, putem să ne dăm seama că e sau nu e ceva. Numai că, după cum am zis, putem să vedem că avem o problemă cu acel offset, care offset-ul respectiv pare să fie în afara partiției. Da? Deci partiția este mai mică decât partiția care este montată, este mai mică decât discul. Deci cumva avem situația în care avem un stick USB pe care îl formatăm, numai că după, adică în loc să utilizăm tot spațiul pe care ne pune la dispoziție respectiva partiție, utilizăm doar o fracțiune. Da? Deci, cât de mare se poate în principiu, da? Și lăsăm loc la final un pic cât să putem să ascundem noi niște informații. Deci asta este o metodă de a ascunde niște informații. Opa. După cum am zis, deci e clar că avem niște date acolo. Ce trebuie să facem mai departe? Sau ce putem să facem mai departe? Putem să ne uităm în fișierele de tip PNG dacă avem informații ascunse. Pentru asta, eu am folosit ZSTag. Deci, o să iau asta. Nu. Să pun și asta în... în chat. Deci aici găsiți niște informații despre cum se face cu steganografia și cu documentele de tip PNG. Pentru că binul acolo nu mai vrea să termine. O să intrăm în deci o să intrăm la pe acest ZSTag. Ok. Deci rulăm pe sharebalcony.png, rulăm ZSTag și din prima vedem că e ceva aici. Secure communication between parties, la la la. Asta înseamnă că o să oprim rularea, că nu ne interesează, și o să dăm output.txt.
să vedem exact despre ce e vorba. Deci asta face, caută în funcție de, deci practic în conținutul octeților din PNG, se uită după ce informații ar putea exista în funcție de modelele astea de, de date. Da? Ok, putem să-l întrerupem. Let's go to text. Și putem să vedem că avem pe modelul B1 BGR LSB, da? Avem textul ăsta care ne indică să, că discutăm despre un certificat digital. Și mă rog, niște texte aici care să ne sară în ochi, cum ar veni. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă asta că dacă rulăm acel ZST cu acest model de date, oops, my bad. Și vedem că din respectivul PNG, am obținut un certificat, deci ăsta de aici este certificatul, și o cheie privată. Da? Mă rog, mai sunt și alte informații, că n-am scris de când a început, dar nu este relevant. Important e că am găsit, practic, un certificat și o cheie privată care ne-ar putea ajuta în contextul unei criptografii asimetrice. Și ne întoarcem frumos la documentel. Da, astea sunt în clar. Rulăm pe celelalte imagini același algoritm. Vedem că pe window.png mai obținem niște informații în care ni se spune că avem start la 500 de milioane și o lungime de 419.477.2. Deci avem un 4 mega la offset-ul 50 de milioane, 500 de milioane. Da? Pentru, deci având în vedere că am determinat din binua că la offset-ul cu 33 e ceva criptografic, ne face să înțelegem că, de fapt, ceva ăla criptografic începe de la 500 de milioane, nu de la 33, și care dimensiunea asta. Da? Și pentru asta, bineînțeles, DDU este prietenul nostru, scoatem imaginea și obținem, adică rulăm ce obținem în ASN1. În ASN1 identificăm, la fel ca mai devreme, nu știu dacă e același certificat, dar oricum unul dintre alea e. Deci date criptate făcute cu un certificat AES256. Da? Cu cheia privată pe care am scos-o din primul fișier, decriptăm și obținem un fișier binar care, deși deci ar putea fi orice pentru că are o entropie extrem, extrem de ridicată. Deci dacă ne uităm la entropie, are 4 de 9 după 7, ceea ce înseamnă că valorile sunt atât de bine împărțite de, în mod normal, sugerează un conținut criptat brut. Da? Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că putem să discutăm despre un disc virtual criptat. Da?
sau o arhivă criptată. Numai că arhivele de obicei au un header, au niște informații care să sugereze că sunt niște arhive. Deci dacă este ceva ce poate fi deschis cu o aplicație cunoscută, de obicei avem headere în mecanismele de... dacă arhiva este criptată, bineînțeles, după cum am văzut mai devreme, avem acele headere de tip criptografic. Da? Însă, dacă discutăm despre un container criptat, și aici am folosit, deci, să zicem, TrueCrypt era container criptat, aplicația de containerizare criptată of choice, numai că din momentul în care s-a oprit dezvoltarea, am moștenit VeraCrypt respectivele surse și s-au dezvoltat ei de acolo. Există resurse prin care putem să ne dăm seama dacă un fișier este un disc virtual criptat. Și ce e important? Important e că, deci odată discutăm despre entropie, după cum am zis mai devreme, și discutăm despre dimensiunea fișierului în octeți. Deci, un disc virtual criptat are caracteristica asta, că sectoarele trebuie să fie pe multiplu de 512, ca la orice disc. Și atunci, dacă dimensiunea e diferită, adică dacă nu e multiplu de 512, e clar că nu discutăm despre un disc criptat. Dacă e 512, putem să avem situația unui disc criptat. Adică nu avem nicio certitudine în momentul ăsta. Da? Însă, folosim VeraCrypt și încercăm să montăm respectivul fișier pe care l-am decriptat. Da? În enunț, am primit și o parolă care era ECSC 2019. Și putem să vedem că se montează un disc, da? Și conține un singur fișier care are denumirea sugestivă onemorestep.png. Și bineînțeles, imaginea la fel de sugestivă, not there yet. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai trebuie să facem ceva. PNG, steganografie. Ne orientăm din nou. Ne uităm pe ce am cu ce am săpat până acum, cu ZCT, cu Binwap. Nu avem succes, adică nu reușim să identificăm cu sculele astea că ar fi ceva care să ne ajute să trecem mai departe. Da? Și atunci mai avem o variantă de să zicem, ascunderea informației prin procedeul image within image. Da? Deoarece imaginea are foarte puține culori, da? Este foarte plauzibil ca o altă imagine să fie ascunsă în biți de culoare pentru pixel. Și în ultimii biți din imaginea inițială, determinăm că de fapt este o altă imagine care seamănă cu cea noastră, doar că jos în dreapta găsim un mic text care ne poate conduce la ce ne interesează. Însă cum? Cum ne poate conduce informația asta la ce ne interesează? Uite așa. Deci, VeraCrypt și nu numai VeraCrypt, deci este un mecanism bine implementat de cei care fac containere criptate, implementează conceptul de volume ascunse. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă așa că în momentul în care creez un container criptat, da, eu pot să decid că este un container criptat normal sau are un volum ascuns. Un volum ascuns presupune ca în interiorul unui volum de date normal, care, să zicem, poți să-l accesezi cu o parolă, da? Să pot să mai creez încă un volum, deci care este în interiorul primului,
și în respectivul volum să fie accesibil cu altceva, cu altă parolă sau cu un alt tip de credențiale. Asta este mecanismul de protecție la forțare, la amenințare. Deci în momentul în care ești amenințat să, nu știu, să spui parola, poți să spui parola containerului exterior și nimeni nu poate să-și dea seama că mai există încă un container interior, pentru că deci o entropie atât de mare sugerează doar că e un conținut criptat. Dar faptul că mai există și un alt conținut criptat este greu de determinat. Și mai mult decât atât, volumul ascuns este în zona de date a volumului vizibil. Astfel încât dacă scriem în zona de date a volumului vizibil, deci ne apucăm să mai adăugăm fișiere, să mai creăm, să mai punem alte date acolo, o să suprascriem volumul criptat ascuns și nu se mai poate ajunge la el. Da? Deci asta e foarte bine de știut. Deci se poate ascunde informație, dar în sensul ăsta. După ce introducem parola nou găsită, vedem că ajungem la un alt volum, deci un nou volum, da? Care are doar un mega și conține fișierul care ne interesa de la bun început. Și acum câteva concluzii, că v-am ținut o grămadă. De ce este dificil să rezolvăm asemenea exerciții? Deci în cele mai multe situații, informațiile ascunse la vedere pot fi ascunse oricum. Dacă, cum am spus de la început, dacă eu îmi fac propriul meu algoritm de a ascunde informații într-o imagine și doar eu și cine e recipientul intenționat știm algoritmul respectiv, este aproape imposibil să fie detectată informația respectivă. Deci aici, dacă folosim tool-uri care sunt disponibile pe internet, atunci, ok, într-un fel sau altul, la un moment dat putem să ajungem la informație. Numai că important nu este neapărat faptul că folosim tool-uri, ci să inspectăm care sunt mecanismele prin care se pot ascunde informații, să zicem, în mod securizat. Deci, când aveam situația cu mesageria fizică, da? Sau chiar și dacă e să o luăm când discutam despre radio, dar fără procesare computerizată, deci volumul este foarte mic, volumul de date care poate fi transmis de colo-colo este foarte mic. Da? Dar în momentul în care discutăm despre un microSD care are 64-128 de giga de date în momentul ăsta, deci acolo poate fi efectiv orice. Putem să utilizăm un serviciu de tip cloud pentru sharing de fișiere în care să punem, nu știu, 100.000 de fișiere în care numai al 128-lea conține ceva. Deci este foarte greu să cauți o anumită informație într-un volum atât de mare de date și este foarte greu să faci lucrul ăsta prin observație. Da? Cel puțin la exercițiu 2, ultima imagine, deci ajunge de la ultima imagine, de la penultima la ultima imagine, procedeul folosit a fost unul custom. Deci deși am utilizat un mecanism prin care am codificat imaginea în ultimii biți din prima imagine, cineva care se uita după această codificare ar fi trebuit să extragă respectivii biți și să-i transforme într-un PNG. Ori de obicei se codifică acolo mesaje text, sau adică lucruri în clar, cum a fost în primul caz, deci în cazul cu Balcony. Da? Și atunci este aproape, deci e o muncă foarte, foarte grea să determin ce fel de informații se află de fapt acolo. Deci în mare parte, și așa e și în zona de forensics, în mare parte din cazuri,
E posibil să fie la un moment dat vorba și despre noroc. Adică să poți să ajungi la informația care era de interes prin faptul că ai noroc. Mai mult, ambele situații, da? Toate informațiile pentru a ajunge la, să zicem, la rezultat, da? Erau disponibile. Da? Deci, faptul că ele erau mascate, ascunse, codificate, criptate, toate informațiile existau acolo. Dacă, de exemplu, cel de-al doilea caz, prima parolă, nu ar fi existat, practic nu se putea determina niciodată ce conțin respectivele discuri criptate. Deci, dacă ar fi existat, dacă există acest pre-shared knowledge între două persoane care își transmit informații, atunci task-ul devine aproape imposibil. Și dacă se mai folosesc și algoritmi de criptare custom, adică dacă ne apucăm să modificăm, de exemplu, Sbox-urile la S și să facem ceva ce știm doar noi, atunci efectiv lucrul ăsta devine imposibil. Și acum, deci, ne întoarcem la enunțul principal. Discutăm despre posibilitățile realiste de a avea acces la date cu capabilități computaționale curente, da? Sau disponibile în viitorul imediat. Să zicem că putem să facem un brute force pe pe parola de la exercițiul al doilea. Pentru că e o parolă simplă, doar litere și cifre. Ideea e că mecanismul de validare a cheii pe care îl implementează VeraCrypt este atât de complex încât fiecare tentativă se transformă în de la sute de milisecunde la secunde. Deci, tentativă de a valida că o cheie este corectă. Da? Deci, și dacă luăm codul și ne apucăm să rulăm validări de genul ăsta, tot discutăm despre timp, deci intervale de timp care nu sunt realiste. Da? În primul caz, în care aveam un container de tip P12, acolo este realist să atac o cheie de o lungime de 8 caractere. Da? Deci chiar, mă rog, putea să zicem că discutăm despre termene de ordinul zilelor, poate săptămâni, depinde de computer, dar în principiu cred că e vorba de ordinul zilelor acum. E realist să presupunem asta, numai că în momentul în care avem o parolă atât de lungă, deja ea nu mai este realist. Da? E, dacă avem suficient de mult timp la dispoziție și suficientă putere de calcul, bineînțeles, toate lucrurile astea se pot întâmpla. Și mai e varianta cealaltă în care, după cum am precizat la criptografia asimetrică, în momentul în care avem un calculator, un quantum computer, care poate să fie în toate stările unei chei RSA, de exemplu, deci chiar dacă e o cheie de 2048 de biți, dacă el poate să fie în același timp în toate stările respective chei, atunci algoritmul respectiv este practic vulnerabil. Deci pentru un computer quantum cu 2048 de qubits, algoritmul e gata. Mai e mult până acolo, de asta se lucrează la alți algoritmi, și în criptografia asimetrică, și în zona de semnătură electronică. În principiu, dezvoltarea tehnologică ține pasul cu, de fapt, dezvoltarea matematică a criptografiei ține pasul cu dezvoltarea tehnologică și a computerelor. Și acum să vedem dacă mai avem o întrebare. Ah.
Florina, pot să răspund live sau să scriu? Da, 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 sigur, poți să apeși answer live ca să le apară și participanților întrebarea și apoi să răspunzi fără probleme. Ah, ok, ok, am înțeles. Bun, deci, întrebarea dacă sunt mai sigure algoritmii criptografici publici, ce au fost verificați de comunitate sau cei custom. Vă pot spune așa că există și algoritmi custom, dar cei mai siguri sunt algoritmii care sunt validați. Nu neapărat verificați de comunitate, dar sunt cei care sunt validați. Anecdotic așa, prima variantă a algoritmului trimis de IBM către NSA ca să devină algoritm standard avea o vulnerabilitate pe care cei de la NSA le-au semnalat-o și au fixat-o astfel încât algoritmul să devină suficient de strong, ca să zic așa. Acum, modelul matematic, de exemplu, algoritmul AES este disponibil pentru oricine. Asta, de fapt, îl face să fie de încredere pentru, să zicem, oamenii care înțeleg mecanismele matematice din spate și se bazează pe faptul că adică nu sunt probleme în implementare, pentru că dacă implementarea este corectă, adică un algoritm poate să fie bun, dar dacă este implementat prost, rezultatul nu are cum să fie unul bun. Există și situații și, de exemplu, Coreea își folosește proprii algoritmi de criptare. Da? Deci au dezvoltat un set de algoritmi care sunt ai lor. Bineînțeles, au fost implementați și în instrumente hardware, sunt validați din punct de vedere a securității. Eu, unul, oricând aș prefera să utilizez un algoritm public unui acasă. Cu ce să începem? Ce recomanzi începătorilor? Greu de spus. Depinde de interes, ca să zic așa. Din punctul meu de vedere, cel mai important în zona asta de, să zicem, forensic, crypto, este cu înțelegerea mecanismelor funcționale din spate. Există scule pe net care îți rezolvă toate problemele. Python are o grămadă de module care fac treaba foarte simplă, adică în momentul ăsta cu Python poți să creezi, nu știu, două numere prime, să faci un RSA imediat. E bine să înțelegeți lucrurile astea, adică dacă sunteți pasionați de zona de criptografie, să înțelegeți ce-i cu algoritmii ăștia, cum să folosesc ei, la ce sunt buni, de ce i-ai folosi, când i-ai folosi, pentru că nu tot timpul are rost să facem criptări. Da? Deci există situații în care efectiv discutăm despre un overhead inutil. Și atunci asta ar fi baza. Deci baza ar fi să înțelegeți exact cum arată, de exemplu, formatele de fișiere care sunt containere criptate. Da? Încă o întrebare. Coreea de Nord? Nu, Coreea de Sud. Pentru că nu știu ce capabilități are Coreea de Nord. Avem niște HSM-uri care... HSM-uri sunt Hardware Security Module, sunt niște module criptografice ce protejează cheile atât fizic cât și logic. Și o parte din algoritmii care sunt implementați acolo sunt definiți de cei din Coreea de Sud. Putem băga un executabil într-o poză? Da, bineînțeles. Deci, dacă poza este suficient de mare astfel încât executabilul să aibă loc, adică la modul... Trebuie testat în principiu. Să zicem, un bit este aproape sigur că nu se va observa de ochiul uman. Deci dacă poza este mare și se modifică un singur bit, este aproape sigur că nu se va putea observa. Dacă executabilul e mare însă, s-ar putea să fie nevoie să fie băgați 2 bits, ceea ce s-ar putea să strice un pic calitatea. Dar
în mod cel să poate. Cred că e cam atât. A mai apărut Când acum... face un atac de... Putem face un atac de tip reverse shell cu o poză infectată. La prima vedere aș zice că e destul de complicat, numai că pe de altă parte depinde cu ce se deschide poza respectivă. Adică dacă se folosește o aplicație standard, e destul de greu de obținut reverse shell cu așa ceva. Oricum, ca să fiu foarte clar, deci ce am prezentat aici nu este o invitație la a băga malware prin imagini, filme sau fișiere audio, ci doar să vă atrag atenția că un asemenea fișier poate conține multe informații, adică informații care nu sunt vizibile, detectabile. Da? Ok. Cazul ăsta, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că a fost suficient de interesant ce v-am prezentat. Și vă urez sărbători fericite pentru cei care serbează. Mulțumim tare mult pentru prezentare și pentru toate insight-urile pe care le-ai transmis participanților. Sunt convinsă că cel mai probabil o să mai apară întrebări. Participanții te găsesc și pe grupul de Discord? Cred că da, cred că sunt și acolo, da. Da. La mentor, nu? Sau da, unde? Da, da. Da, 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 da. Super, deci dacă mai apar întrebări între timp, după ce mai încercați ceva povestit astăzi, Valentin, cu siguranță o să revină către tine cu alte întrebări. Mulțumim tare mult pentru prezentare și mulțumim tuturor că ați participat și vă urez Paște fericit și ne vedem după mini-vacanța de Paști. Mulțumesc, la revedere! Mulțumim, pa, pa!